Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem tot pe 8 aprilie 2023 și am zis că trebuie să filmez această colonie. De ce? Fiindcă n-am extins această colonie, e matca roșie, mătcuța roșie, și am zis să vă arăt. Deocamdată e cel mai frumos, deci are puiet aici și pe această ramă, aici, are puiet frumos, bun, și pe partea asta a început să aibă puiet, dar precum se observă, tot mâncare e problemă, deci mai departe. Facem un pic de spațiu. Așa. Mai eclozat albina. Arată mult mai bine față de data trecută. Ușor. E masca aici. Eu matca o văd înainte să ridic rama. Dar am zis cuiva nu mă crede. Era aici, pe ramă. E chiar în partea superioară. Deci eu o văd înainte să ridic rama. Așa m-am obișnuit eu să mă uit perpendicular pe ramă. Și o zăresc imediat. Mai ușor o zăresc când ridic rama decât căutând-o. Decât căutându-o așa pe ramă, să mă uit la ea. În momentul în care ridic și dacă e pe ramă respectivă, o zăresc imediat. Mai ales dacă este în partea dreaptă, la cum o privesc eu. Așa. Puietul îl are frumos. Bun. Foarte, foarte frumos. Trecem mai departe. Nu-i de glumă cu mâncarea. E chiar o problemă după acel episod de o săptămână rece. A consumat foarte mult într-o săptămână. Nu așa am vrut, dar s-a întâmplat. Deci arată bine, bine. Aici mai e un pic de miere pe colț și primii trântori apăruți la mine, adică de puși. E ceva. Așa. Să văd dacă are puiet și pe rama aceasta. Aici nu are, a băgat un pic de sirop din ce am dat. Bun, acum aici trebuie mâncare. Trebuie mâncare, că dacă mai vine iar o săptămână în care nu avem acces la suc, îi bai. Îi bai, temperaturile nu vor mai fi așa scăzute. Așa că o să-i dau, eu nu știu care ramă să-i dau, m-a dus 3.
o să o dau pe aceasta. O să o dăm pe aceasta. Bun. Așa să aibă mâncare. Bun. Și acum mai dăm una. Face asta. Am pe care i-am împachetat pentru iarnă. Am scos folia, fiindcă sunt micuți. Am două cazuri unde au rămas și mai mici decât erau. Deci o să fiu și eu curios dacă iese ceva de ei. Dacă nu iese, eu o să-i desfințez până la urmă și îi fac crescători, adică le dau boci mai încolo să schimbe reginele. Bun, iată încă o ramă bună, bună, cu mâncare. Așa. Lui ăsta nu-i dau una. Îi dau 3, plus că mai are și aici după diafragmă. Să văd dacă pot să-i dau și pe a treia. Mai are și aici un. Are acces și după diafragmă. Asta e o scot. Bun. Mai avea un pic. Vom lăsa altă dată. Așa, și acum îi mai dau una. Așa, acum știe și ea că are mâncare. Sigur are mâncarea. Și stăm liniștiți toți, adică și albinele și eu. Bun. Cam așa arată. Acum 2-3 zile de las în pace, le pregătesc sirop, o să le dau și turtă energetică. Le dau și turtă energetică, fiindcă ce vreme la mine până toată luna aprilie așa urâtă, nici vorbă de polen sau de altceva, așa că voi veni pregătit cu ceva turtă energetică, proteică, le dăm de toate, le dăm de toate. Bun, cam atâta. Arată bine, am zis că vă arăt și ceva stup mai puternici, aceștia sunt, dar ne axăm pe cei mici, ăștia acum se dezvoltă, să aibă mâncare și totul e în regulă. Problema o să fie cu cei micuți.